dragile mele, și bine v-am regăsit la un nou video. După cum ați văzut și din titlu, avem produse consumate și expirate. Și am hotărât să bag și produsele expirate în acest video. Deși atunci când arăt produse expirate, atât eu cât și alte fete de pe YouTube, sunt foarte aspru judecate că nu le-au folosit și a trecut vremea degeaba. Dar pun pariu cu cine vreți că dacă își caută fiecare în casă la produsele cosmetice, cu siguranță veți găsi câteva produse care au expirat. Asta se întâmplă la absolut toată lumea. Și acum că am zis acest mic disclaimer, hai să începem. Am o plasă mare, mare, mare de produse. Asta am primit-o la un restaurant. Și am zis dacă tot o să arunc produsele, să fie ceva reciclabil. Astea sunt produsele, deci cred că niciodată n-am avut atât de multe produse. Tocmai de asta, astăzi am să rearanjez clipul în așa fel încât să nu fie nici plictisitor, dar să nu fie nici foarte lung, pentru că dacă le-aș lua la mână pe fiecare, cred că m-ar prinde ziua de mâine. Dar aici sunt produsele. Bun, le-am aranjat frumos aici, pe covor. Hai să încep să vă povestesc. Doar aici, în zona asta, sunt cele expirate. Mi-am făcut curat foarte, foarte bine, atât în baie cât și la cremele de față. Și vă arăt acum ce și cum. Uite că am uitat asta aici. Deci, ăsta este gol, e un gel intim de la Oriflame. Știți că îl tot cumpăr și îmi place foarte mult. Deci am vrut să termin toate mostrele pe care le am, dar deși dacă mă caut bine, sunt sigură că mai am. Dar am terminat acest șampon de la Rauch. Rauch, creva, cred că așa se citește, nu știu. E șampon cu balsam, cu ginseng și cafeină. Foarte bun, mi-a plăcut maxim. Și am terminat, uitați ce de multe mostre, șampon nutritiv de la Gerovital Tratament Expert. Îmi place foarte, foarte mult. Este extraordinar de bun pentru părul meu. Apoi astea le-am de la Pick & Dazzle. Ăsta e un co-wash balsam și ăsta este un șampon cu Ylang Ylang, cel pe care l-am deja și sunt foarte, foarte ok. Și ăsta este un balsam. Asta l-altă e o cremă anti-rid de la Skin Skin. A fost ok. Apoi, am mai terminat două paste de dinți, ce le vedeți acolo, Oriflame și Colgate. Apoi, hai să vină încoace. Asta se aruncă, dar nu știu de ce am băgat-o la punga cu produse. Două săpunuri din acestea Hand Essence & Co. Asta este cu cardamon și flori de bumbac și asta este cu iris și salvie. Ambele îmi plac foarte mult. Un spumant pentru baie, din asta Be Merry. Apoi un balsam pentru păr, Dove. Șampon, The Body Shop, e bun pentru părul uscat, exact cum scrie aici, pentru păr uscat. Și atunci eu l-am folosit mai mult pentru vârfuri, pentru că nu este foarte bun pe partea de rădăcină, cu rădăcini grase, nu face spumă. Foarte mult acum face, dar nu foarte multă și de-aia îmi plăcea mai mult să-l folosesc strict pentru vârfuri și partea de jos a părului. Apoi un șampon uscat de la Oriflame. Apoi, ca și geluri de duș, ăsta l-am primit de la Pick & Dazzle. A fost ok-uț. Drăguțenia asta de la Oriflame, Bright Petal, s-a mirosit foarte bine. Și apoi o superbitate asta de la Oscar de la Renta. Cu Yasomie, un gel de duș, a fost superb. Mi-a plăcut foarte mult. Un deodorant de la Nivea, Fresh Coconut. A fost ok, dar are o pudră din aceea albă și nu înțeleg de ce tot iese din aceste deodorante. Nu prea îmi plac pudrele ale albe care ies din deodorante. Apoi, o mască din asta de la Kiss. Asta se găsește la Makeup Shop. A fost foarte, foarte ok pentru pielea grasă și acneică. Apoi, de la Optimals, de la Oriflame, am terminat aceste
patch-uri. Așa arată măscuțele astea de la Oriflame. Mă rog, au arătat. Dar n-am să le mai recumpăr, îmi place mai mult să-mi pun o altă mască mai mare. Alte produse pe care le-am terminat, dar de tot. O cremă pentru tălpi, da, nu prea vedeți produse de îngrijire pentru picioare, dar le termin. Am terminat 3 măști de față și un gomaj. Asta e un gomaj de la Kiotis, a fost ok. Apoi 3 măști. Asta de la Oriflame Eco Beauty cu argilă roz, a fost bună. Masca asta de la Nivea, Urban Detox Max Mask, tot așa a fost bună, dar nu am să le recumpăr. Asta de la DCL, asta e un brand din America, nu prea mai am cum să îl recumpăr pe asta pentru că nu se mai fabrică și era tot așa pentru pielea grasă și acneică, a fost foarte bună asta. Apoi aici am terminat 3 seruri, dacă vă vine să credeți. Și înainte de seruri vă zic că am terminat și 2 uleiuri esențiale. Acesta este arbore de ceai, tea tree de la Oriflame și asta este mentă de la Solaris. Apoi o cremă, mini cremă, a fost foarte bună asta de la Bruno Vasari, deși eu nu prea mă înțeleg cu brandul ăsta, cu vitamina C și peptide. Un mini BB cream de la Vichy, dar nu am să-l recumpăr după mostră. Apoi, 2 produse foarte bune de la Gerovital Luxury. Ăsta este era ca o loțiune hidratantă, foarte ok. Și ăsta este un ulei miraculos pentru față. Și ăsta este anti-rid și e un mix foarte, foarte bun pentru piele. Apoi, ăsta este un brand românesc, făcut la Timișoara, foarte bun, mi-a plăcut mult serul ăsta, pentru pielea mea grasă era excelent, este un ser hidratant și remineralizant cu 5 minerale, super, super bun ăsta, deci dacă aveți ocazia să-l cumpărați, vă las link-ul în descriere eventual, a fost foarte, foarte bun, l-am și terminat repede, atât de mult mi-a plăcut. Apoi, tot la capitolul terminate, am terminat acest scrub de la The Body Shop, se cheamă African Ximenia. Nu știu exact dacă se mai găsește, dar a fost dintr-o gamă luxuri și a fost superb. Apoi am mai terminat o altă mască, tot de la The Body Shop, cu cărbune. Se cheamă Purifying Glow Mask, sincer. Dacă aș alege între această mască și masca aia faimoasă Glow, nu mai știu exact cum îi zice, am un lapsus acum, sincer vă zic, asta e mult, mult mai bună. Este extraordinară. Am avut și Glam Glow, așa se cheamă. Am avut și Glam Glow ăla, dar sincer nu se compară măștile astea de la The Body Shop din cam asta la sticlă. Sunt net superioare, sunt extraordinar de bune. Și restul, cum v-am zis, sunt expirate, dar ăsta e terminat. Vi l-am arătat și pe story. Este un gel de curățare de la Paula's Choice. Un produs extraordinar de bun pentru cele care foloseați înainte apă micelară și după aceea mai trebuia să vă mai spălați. Ăsta este un cleanser, din gel se transformă în spumă și îndepărtează foarte bine machiajul, dar și hidratează tenul în același timp. Chiar și scrie aici că este pentru toate tipurile de ten. Este foarte, foarte bun, inclusiv pentru pielea grasă și acneică. Mi-a plăcut foarte mult acest produs. Mai bine las aici la terminate decât la expirate. Bun. Și acum să trecem la partea asta, la altă. Astea să nu credeți că sunt toate pline și nu le-am folosit absolut deloc, dar sau le-a trecut vremea. Ăsta e un produs de la L'Oreal. Cred că anul trecut l-am folosit. Anul ăsta nu l-am mai folosit, mai este foarte puțin el și de aia nu mai vreau să-l mai folosesc pentru că îl am de vreo 2 ani, cred că. Sublime Bronze, ăsta este un spray de la Estée Lauder cu factor de protecție 15, tot așa l-am folosit în vacanță, mai am foarte puțin el, dar îl am de 2 ani sau ceva de genul ăsta și sincer am produse pentru bronzare mult mai proaspete și de aia nu le mai folosesc. Ăsta e alt produs de la L'Oreal, Sublime Bronze, pe ăsta nu prea l-am folosit. Ăsta e un spray de la Oriflame, mai am puțin în el, dar tot așa am altul mai proaspăt și ăsta l-am cred că de 2 sau 3 ani, ceva de genul, și nu mai pot să-l folosesc. Ăsta e cam aproape gol, sincer, mai am cred că foarte, foarte puțin.
În el l-am folosit anul trecut și e cea mai bună cremă de după plajă pe care am încercat-o vreodată, asta de la Pupa. Este foarte, foarte bună. Exact ce scrie aici, aia face Sun Optimizer și Ten Extender. Nu mi s-a dus pielea de pe față, de pe corp, unde am aplicat această cremă și te bronzai mult mai repede, adică chiar peste noapte. Deci asta a fost bestială, deci asta nu e chiar expirată, v-am zis, cred că mai am foarte, foarte puțin în ea. Cam atât. În rest nu mai am nimic, dar a fost extraordinară asta de la Pupa și mai am încă o variantă mai mare. Acum, astea sunt expiratele, sincer. Pe toate le-am folosit, după cum vedeți, dar având foarte multe produse de spălat, tenul nu am când să le termin chiar pe toate. Am mai dat din ele, dar tot mai am. Deci, după cum vedeți, am folosit cam până aici. Ăsta este de la Himalaya pentru tenul gras. A fost ok, face doar spuma și a expirat. Nici nu mai știu când a expirat. De mult. Așa că nu-l mai folosesc. Apoi, ăsta de la Herbalife Skin. Ăsta l-am primit de la cineva și nu... L-am folosit atunci, la început, dar eu le tot schimbam și atunci ăsta a expirat. Apoi, un produs super fain de la Nivea. Ăsta l-am folosit chiar mult. Aproape jumătate este din el terminat, deci pot să-mi zic părerea și despre ăsta. Oricum, e foarte bun. Este pentru tenul gras și acneic. Deci ăsta îndepărtează și machiajul și are grijă și de tenul tău cu coșul. Este și antibacterial cu extract de magnolie. Nu știu exact dacă se mai găsește acest produs. Deci așa se cheamă, exact cum vedeți aici. Dar a fost super bun. Chiar îndepărta foarte bine machiajul și v-am zis, eu nu prea apelez la apă micelară, dar dacă vreți ceva mai bun, vă recomand ăsta tot de la Nivea. Apoi, un alt produs pe care l-am folosit este de la Ivaterm Toleri Skin. Se numește și un demachiant fluid pentru față și ochi. A fost foarte bun. Nu știu, cred că l-am pus prea sus și am uitat de el. Deci de asta efectiv am uitat. Astea sunt ultimele produse aici. Hai să vă zic despre ele. Văd că nu știu cum a ajuns astea două fonduri de ten. Au expirat. Celelalte produse sont aici, trei rujuri de la Jordani Gold. Sunt din acelea lichide. Le-am zis și lor, vă zic și vouă, nu mi-au plăcut. Tocmai de aia nici nu le-am folosit. Nu le-am dat la nimeni și au expirat, desigur. Două produse de la Charlotte Lacroix. Asta este o cremă pentru ochi și o cremă hidratantă, mă rog. Am folosit din ea, a fost chiar full, asta e o cremă de ochi. Ea a fost cam lichidă pentru gustul meu, dar a expirat acolo în multitudinea mea de produse. Și din asta am folosit, din crema asta hidratantă, la fel, a expirat, a fost ok și e chiar pentru tenul gras, dar nici asta nu se mai găsește brandul ăsta, nu se mai fabrică. Apoi o cremă pe care n-am folosit-o niciodată, de la Skin Food, și asta e expirat, încă mai are sigiliu pus pe ea. N-am apucat efectiv, oricum nu era pentru tenul gras și de aia nici nu m-am întins spre ea și am uitat să o pun la vreun giveaway ceva. Aici, asta e o cremă peeling pentru tălpi de la Titania. Am folosit destul de mult din ea, dar i-a trecut vremea și mai am alta, așa se face de la calcar. Deci, nu e murdară, dar whatever. Apoi, aici mai am încă trei produse. Asta e o cremă gel pe care am folosit-o, cred că mai puțin de jumătate, sincer, uitați. Așa, în ea, Biosept de la Fares, e pentru coșuri și asta am cumpărat atunci când am avut mai mari probleme cu coșurile și a fost super bună. Și asta a expirat, se cheamă Septiol, e un unguent cu ichtiol, 10%, și asta a expirat. E un brand românesc, uite, făcut la Târgu Mureș, așa cum se vede. Bio, el. Ar trebui să-l mai găsiți, oricum l-am găsit la Plafar, nu e un produs pe care să-l știe lumea, nu știu dacă este în farmacie. Andrei mi l-a recomandat, el le știe pe astea pe toate și a spus să
și-a avut și dreptate să -mi iau o cremă din asta cu ihtiol pentru coșurile acelea care sunt sub piele și chiar nu vor să treacă și sunt dureroase și ăsta scoate la suprafața tot ce e rău, deci crema asta, dar nu prea am folosit-o, vedeți, cam jumătate, nu mai am așa coșuri sub piele și atunci a trecut vremea, dar oricum am să-mi iau una proaspătă să am în casă, pentru că nu e scumpă, e super, super ieftină. Și mai am aici un rimel din ăsta de la Douglas cu sclipici, ia uitați cum s-a făcut, horror. Am folosit, după cum puteți să vedeți, tot așa pentru machiaje sclipicioase, dar i-a trecut vremea. Deci e super fain ambalajul, dar am să-l arunc pentru că nu mai am ce să fac cu el. Și cam astea au fost produsele terminate. Sper că v-a plăcut clipul. Le-am pus acolo pe jos pentru că mi se pare că am salvat din timp decât să le iau așa la mână și să vi le arăt aici. Dar sper că v-a plăcut și acest format. Data viitoare promit că revin la normal. Dar acum fiind atât de multe, cred că nu terminam cu un clip sub 25 de minute. Așa că da, asta e, sper că v-a plăcut clipul și scrieți-mi în secțiunea de comentarii dacă ați încercat câteva dintre produsele pe care vi le-am arătat și le-am terminat eu. Până data viitoare, fiți frumoase și sănătoase! Vă pup! Pa, pa!